Haideți să vedem ce a pățit Hani. Poate să fac o alergie și așa pe piele? Ce-ai pățit? Să-l luăm pe Hani și să vedem ce s-a întâmplat cu Hei, salutare, gașcă! Eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și știu că nu prea vă obișnuiesc cu intro-uri din astea așa, gen selfie, dar azi o să fac un fel de daily vlog. Eu nu prea fac daily vloguri, asta este în caracter lui Baby. Salutare, aștept la semafor. Suntem în mașină, azi o să fie o zi foarte, foarte, foarte plină. Am pus toate activitățile azi pentru că mâine plecăm la munte. Suntem foarte fericiți, Doamne, nu aveți idee de când aștept să plecăm undeva. Nu aveți idee, de când cu pandemia, de când cu nenumăratele activități pe care le-am avut, plus clasa 12-a care ne ocupă foarte mult din timp, pregătiri, meditații, școală online și așa mai departe. Nu am mai plecat niciunde și îmi doresc maxim, nu aveți idee. După cum vedeți, suntem în mașină și suntem în drum spre Antena Stars. Prima oprire o avem la Antena Stars, avem acolo o emisiune la care trebuie să intrăm în direct. Apoi o să mergem cu Baby Shore la House of Beauty Clinic, la dentist. După mergem cu Hani la coafeur. La pièce de résistance. Suntem pe grabă, nu aveți idee, make-up-ul ăsta l-am făcut în mașină. Make-up-ul ăsta l-am făcut în mașină în 10 minute pline de frâne și așa mai departe. Haideți că vă povestim mai multe ce chestii avem de făcut când terminăm emisiunea. Acum suntem super, super grăbiți, ne-a sunat și producătoarea. În 3 minute de trebuie să ajungem și fix acum o să coborăm din mașină și am fugit în platou. Suntem din nou în mașină. Și acum, după cum bine știți, următoarea oprire este House of Beauty Clinic. Am zis că vă povestesc mai multe după ce terminăm emisiunea. Am avut emisiunea la Antena Stars, acum mergem la dentist. După mergem cu Hani, deci la cât de cuminte am și uitat că l-avem în spate. Hani, unde e Hani? Nu, ai blana mea. A, e printre blană. A, uitați-l! Acolo e Hani. Ce ai, mă, mami? Ce ai pățit? E supărat? E supărat că știe că merge. Știe că merge undeva. Da. O să mergem la lăbuțe fericite. O să mergem la coafor cu Hani. O să mergem să-l tundem. L-am lăsat așa cu părul ăsta nebun, vâlvoi, ceva timp, dar... Gata cu roacerul Hani. Gata. Ne-am gândit acum să-l facem ursuleț așa cum ni-l doream noi de la bun început, dar am zis măcar acum când este puiuț, mega puiuț, să-l lăsăm așa cu părul lui. Și acum e momentul, îl facem ursuleț în sfârșit. Sunt super fericită. Hani nu e, după cum puteți vedea. Așa, și mergem să-i facem pachetul complet, manicură, pedicură. Avem noroc că House of Beauty Clinic e super aproape de zona în care sunt și platourile Antena Stars. Și am și ajuns. Am ajuns. O să termine Baby destul de repede la dentist, să sperăm, pentru că este ora 12. El avea programare la 12:30, dar a sunat aici la clinică și i-a anunțat că o să vină mai devreme, în speranța de a termina și mai devreme, pentru că la 1 avem programare cu Hani. Odihnește-te, mami, odihnește-te, că ce te așteaptă? De fapt, mare relax îl așteaptă, mare răsfăț pe capul lui, da? Mami, să știi că ăsta e cadoul nostru de Crăciun pentru tine, da? Eu v-am lăsat, nu uitați să rupeți butonul de like, m-am dus la dinți, să-mi scot dinții, doamne ajută. Păi iubire, a terminat Baby la stomatolog. Am fost și eu la un control să se uite domnul doctor Jonah dacă este totul în regulă. Steam o mașină frumos, îmi făceam niște story-uri, răspundeam la întrebările voastre pe care mi le-ați pus într-un story. M-a sunat Baby, mi-a zis că domnul doctor Jonah vrea să-mi facă și mie o verificare, că nu ne-am mai văzut de foarte mult timp, și să vadă dacă totul este în regulă. All good, fata voastră, e bine cu dantura. Ai cea mai frumoasă dantură, e cea mai frumoasă, fata. Fata mea frumoasă. Fata mea frumoasă. Suntem în drum spre Lăbuțe Fericite. Nu e barter, nu e absolut nicio colaborare, doar că îmi place mie numele salonului ăsta unde îl ducem pe Hani. E un nume foarte amuzant, da. Hani încă doarme. Abia așteptăm să vedem încolo cum o să fie, cum o să reacționeze. Îl tundem și îl facem ursuleț. Abia aștept. Wow. Și după lui îi pune și maleta aia, iubire, nu? Da, are și o maletă. Nu știu dacă o știți, a apărut în vlogurile de pe Timber Fan Club cu maleta aia.
da. Sau s-ar putea să-l știi și de pe story de la mine. E un scump, e un adorabil, e jucărie. Două păpuși am și eu. Ai, nu m-am jucat cât am fost mic cu păpuși ca să mă juc acum. N-ai, măi! De ce faci bine? Ce să fac aici la volanul bolidului picant? Mai vreau să mai bag și un story, nu am serios chiar vreau să vadă lumea vlogul ăsta. Vreau să fac și un story și uitați-vă și voi că nu pot, deci nu stau pe loc. Gata, am ajuns, i-a privit dulceața. Bună dimineața, s-a trezit dulceața. Bună dimineața, domnule Botosul. Să mergem. Uitați-vă la el, op, 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 somnolosul meu frumos. Azi te facem ursulețul, mami, am ajuns la salon. Dar n-o să agațe băiatul meu acolo, agagici. Toate cățelele. Nu, numai domnișoare frumoase o să aibă în preajma lui, da? Oh my god, oh my god. Le alege mama. Oh my god. Deja a început să latre. Am ajuns aici la salon. Hani este pregătit. Of, mami măi, mami măi. E supărat? N-ai de ce să fii supărat că te-am adus la relax? Ne-au spus oamenii de aici că... Te facem ursuleți, mă, frumosule. Trebuie să venim într-o oră, oră și jumătate. Până atunci, mami, tu stai la relaxare. Te relaxezi frumos. Și noi după o să venim și o să luăm. Și o să fie frumos, frumos, frumos. Mai frumos decât e. Hai să vedem dacă reușim să fie mai frumos decât e. Pa, pufășenia mea. Ia uite cum ești. Ești un aici acum. Venim și luăm peste o oră și jumătate. Perfect. Așteptăm. See you later. Deci, efectiv, în momentul de față mă simt ca un părinte care și-a lăsat copilul la grădiniță. Jur, mi-a lăsat copilul la grădiniță, mă duc să beau cafea, parcă să mă liniștesc. Parcă nu venea să-l las, parcă venea să-i zic că stăm și noi aici, oricât, nu contează. Da, și nu? Da, 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 voia să-l așteptăm. Da, mergem să bem o cafea și după ne întoarcem după copilașul nostru, să vedem ce a ieșit. Am ajuns la mall, o să mergem să ne facem câteva cumpărături pe care avem. Le avem de făcut. Niște ultime cadouri de Crăciun pe care avem să le luăm. Deci acest timp liber pe care ne l-a oferit Hani a fost perfect. Îți mulțumim, perfect. Copilul nostru. Da, mulțumim că ne-ai dat niște timp liber, că e perfect timpul ăsta. Plus că trebuie să ajung eu până la librărie să-mi iau o culegere pentru istorie. Bac. Ideea e că acum când filmăm este joi, când voi vedeți clipul este vineri, noi suntem deja la munte, așa că distracție plăcută nouă. Da. Intrați la noi pe story și uitați-vă unde mergem și cum o să ne distrăm. Sunt foarte, foarte fericită. Nu aveți idee, doamne, doamne, nu aveți idee. O să mergem la shopping, o să mergem să facem mici cumpărături de care avem nevoie și după revenim cu momentul în care mergem să luăm pe Hani. Dacă vă întrebați ce nebunie am eu aici, baby poartă 44, așa ca și pap divers. Da, 45, astea îmi vin 44, gen. Așa. Revenim la nebuniile mele, doamne, mor după ele. A ajuns Moș Crăciun mai devreme la mine. Mami mi l-a făcut cadou. A zis că nu poate să reziste până de Crăciun. A zis că mi le dă de acum. Aia cum se văd, baby? Se văd bombă. Ia du-te lângă mașină. Ia. Da, da, da. Nu, nu pe colan, nu pe colan, nu pe colan. A, cum se văd? Se văd bombă rău de tot, se văd. Nu? Sunt Caterinca rău de tot. Gata, mergem la cumpărături. Am făcut shopping, am băut o cafeluță și acum am ajuns la salon înapoi să-l luăm pe Hani și să vedem ce s-a întâmplat cu el. Să vedem, îl mai recunoaștem sau nu îl mai recunoaștem. Să vedem. Momentul adevărului. Haideți să vedem ce a pățit Hani. Ce faci, iubire? Ai emoții de cum o să arate Hani? Da, chiar am emoții, sunt curioasă. Hani este chiar după acea ușă. Ia uite, scrie acolo VIP lounge. Nebunie. Mamă, deci Hani a fost la VIP, nu așa. Păi Hani e brățel VIP. Ia, vezi că vine, ia. Nu cred! Nu te cred, ui de la tine! Iubirea mea! Tu ești al meu? Ești al meu? Tu ești Hani? Tu ești Hani, iubitul meu? Mamă, ce frumos ești, mă, tati, mă! Mă, ce frumos ești! Hani, să văd dacă îmi răspunde la nume, dacă e al meu. Hani? Nu, el e după față. El e după fățucă, este adorabil. Ți-au făcut oamenii ăștia băiți, ți-au tuns, ți-au spălat, ți-au tăiat unghiuțele frumos. Ia să vedem ce unghiuțe avem noi. Altceva, altceva. Ia uite ce unghiuțe avem noi, da. Da, așa da. Arată foarte bine, ne place foarte mult. E bombă, e super. Aci, mălânghe. Acum chiar că e jucărie, efectiv e jucărie. Vă rog frumos să îl priviți. Da, acum încolo din luna trebuie să ne vizitați.
și dacă îl vrei să super, cum să nu? Deci vreau să înțelegeți că Hani s-a simțit foarte bine aici printre prieteni. Uitați ce prietenă Crazy a avut, deci așa ceva. Este obișnuit, este obișnuit că și noi suntem la fel. Vopsim din zi în pași. Doamne, uitați-vă la acest câine. Doamne, cât de mișto arată, deci, nu vine să cred. O iubesc, îți place, nu? O faci de gagică? Nu, că e prea mare pentru ea. Uite cum arată! E ursuleț. E mult mai mic acum. Da, dar e mai mic. S-a mărit. Doamne, uite-te cum arată, e ursuleț. Doamne, acum e și mai mic. Ești minuscul. Da, mai mult. Uite, uite-te cum stă, cred că e supărat. Ce ai puțin, mami? Ați fost acolo să mă chinuiți? Să mă chinuiți? Uite-te cum stă, ce ai pățit? Ce? Uite-te cum face! Cred că nu-i place aia de la gât, nu cred, de cred că... Nu-ți place, tati, că ești un frumos. Ești frumos rău cu ea. Să vede și tu că ești băiețel. Știi că câinii după ce-i tunzi, dacă nu-i alingi și dacă nu iei în brațe și le spui ce frumos ești și așa, poate să facă o alergie și așa pe piele? Deci nu vreau să fie supărat ursulețul meu, așa că o să-l alingi și o să-l iubesc. Uitați-vă că e un pic trist. Doamne, doamne, cât de frumos e! Băiatul lui tati stă aici, dar tati și conduce. Doamne, ce frumos ești! Aoleu, cum miroase! Frumos, da. Miroase a piersicuță! Băiatul meu, frumusețea mea! Pare și mai mic, e minuscul, efectiv, nu aveți idee că eu îl iau într-o mână, uitați-vă un picuț! Uitați-vă cât de mic pare, doamne! O să sunăm pe mami, pentru că mami l-a vrut pe Hani foarte mult să fie tuns așa. Și hai să vedem reacția ei, o să sunăm pe FaceTime. Ce faci? Hai, vreau să-l văd! Stai frumoasă că te pun pe YouTube! Mami, vrei să-l vezi pe Hani? Da, dar abia aștept, haideți! E foarte frumos. Și am luat și chestia de aia pentru ochișori. Da, după cum vedeți, Hani are o mică problemă la ochișori. Dar el oricum e așa, e genetic. Pentru că el nu e culoarea alb, el e crem în primul rând. Și am înțeles că pomeranienii au probleme destul de măricele cu canalul ăsta lacrimogen. Am zis bine? Acum, da, cred că am zis bine. Mai ales acum lui, că îi cresc și dințișorii. Până la 8 luni am înțeles dor, că da. Și el plânge și el tot pupă. Ia uite ce iubitor e mâncărat. Plus că și doamna de acolo care ne-a întâmpinat și i-a făcut băiță, l-a curățat, dar a avut grijă ca băiatul nostru să se relaxeze. A spus că a zis cum înțel, cum mințel, dar foarte plângăcios. Da, pentru că e plângățios, e sensibil. Plângățios, e din domnul. Doi sensibili, ce putea să fie un sensibil? Da, zici că noi l-am făcut iubire. E trist, băiețelul, că spunem că dacă nu-l iubesc stăpânii. Da, noi te iubim exact, frumos, uite-te-mă linde el. Ți-mă, linde el. Da, trebuie să ne jucăm cu el, că uite, își revine. Ți-mă, linde. Uite, își revine. Dințios, foarte mititel. Bine, iubita mea, hai, te pup. Pa! Ca să-l mai înveselim un picuț pe Hani, o să-i dăm o recompensă că a stat... puțin situația. A stat cu minte acolo. Ursulețul nostru, doamne, cât de frumos e! Mănâncă, mami, ești frumos, ești foarte... Uite, să-ți spună și oamenii în comentarii, cum arată Hani? Răspundeți la întrebarea asta, e mai frumos? E mai frumos așa. E ursuleț, e frumos rău. Doamne, 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 cât de frumos ești! Uite-te la el, baby. Am doi băieți frumoși aici. Nu, noi avem cea mai deosebită fată aici. Ai, măi. Vedeți? E super. Ce-ai pățit, mami? Baby. Ușor, uite la mine. Iubire, la ce faci? La tine faci așa. Ce, mă, mami, mă? Dar vezi că la tine face. Stai că l-accelerezi, stai să l-ați spus să l-accelerezi. No. A treia. Gata. Ne merge motorul. Uite. E pe diesel. Putul meu. Mamă, dar pune baby mâna pe el, gata și latră. Gata. Mărâie de fapt. Gata, Hani. Ce ai, mami? Tot, de ce faci așa că nu ți-l ia? Că eu ți-l-am dat. Gata. Nu ți-l ia nimeni, iubitul meu, nu ți-l ia nimeni. Doamne, cum e copilașul ăsta. Nu mai pot de dragul lui. Ce stiare, ouăle, nu mai fac asta. Doamnelor și domnilor, Hani!
Da na 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 na. Jucăria noastră, ursuleț, uitați-vă la el. Uitați-vă la el cât de frumos e. Doamne, bijuterie. Bijuteria mea. Ia hai să dăm și asta jos. Ia hai să vedem cum e fără. Da, dar e mai frumos cu... Da, e haz. Chestia asta e haz rău, da, mai ales că e și de Crăciun. Mergem să lăsăm prințișorul acasă pentru că după noi o să mergem într-un alt mall, pentru că în mallul în care am fost atunci când l-am lăsat pe Hani la Dezmă, la Mami Pedi, nu am găsit ce-mi trebuia mie, așa că o să mergem la un alt mall. V-am tare, 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 tare! Și ne vedem data viitoare! Asta viitoare!